got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart up on my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Inside.
morning. Now it's 5:30 in the morning, still dark. I'm getting ready to leave. I'm waiting for the bus. Gonna come in 10-15 minutes. And then off to the airport. また。皆さんよろしく。はい。はい。これジャケットもですか。ありがとうございます。Got on board. It's not closed here.
pretty open. But as I've seen on the seat map when I was checking in, there's nobody around me. I think actually there are only 3 people in the business class among 58 seats. So it's like super empty. I feel like a private flight. The only problem is that I'm pretty far from the window. You know, see, there is this table. No, let me show it. There's a table. And there is another table here. See? So I feel like pretty far from the window. I have double mask. It's the regulation of Air France. You have to wear these disposable masks and not the cotton ones. Problem is, disposable mask is killing my skin, so I have to wear the cotton mask underneath to protect my skin and then to put this disposable mask. So I have double mask and it's suffocating. Ladies and gentlemen, we remind you that wearing a surgical mask is mandatory during the whole flight for every passenger age 11 and above. Ladies and gentlemen, the cabin crew is pleased to join you on this flight. They are here to ensure both your safety and well-being during the journey. To business class. The cabin crew today speak Japanese, Spanish, Chinese and Italian. As we shortly speak about him, please take your seat, fasten and adjust your belt. I think I'm going to sleep. That's Fuji. I don't know if you, you can't see him. Explain a bit. Where is the table? Here is the table. You have like a button here, just press it and it's coming out. This is half and this is a full table. This is the TV. This is hangar thing. This I don't know. This is leg room plus storage room. This is how you put your legs, and I didn't try it yet. I have buttons here, and there is like full flat bed. This I'm gonna try when I'm gonna go to sleep. I can't wait to try it. This is just for the headrest. Yeah, let me try. Oh, nothing happened. Ah, this is working. Whoa, goes pretty much in the front, this thing. And this, of course, I think is the light. No, it's not the light. What's this? The light is here. And how to turn it on? Boom. It's just a remote for gaming. Press the button. Boom. The moment I'm gonna put it back. Join my team. Oh, and by the way, I love this storage. So useful that I already packed it like crazy. Hello. And there's a bit of storage here too. Proper metal. Round 2, and this is the main dish. Japanese food. Since now I'm heading to Romania, I'm leaving Japan, this is the last one I'm gonna eat. Last Japanese food I'm gonna eat before getting there. Super fancy. Oftabuna. This is some really good konte. Unexpectedly good. Goksousama. I
I finished eating, I finished my coffee. The lights are off. Actually, they call it dinner, I don't know why. So I have bread in this Japanese menu. Let's see what's inside. Super good. You have beef, you have rice, you have tofu with some vegetable. This is a salad. Oh, this is a cake, so I'm gonna open it later. This is my chai. Comfortable now. Boom. Now we're almost to Paris. This time, honestly, the flight felt shorter. It's because I have a good seat. I have nobody, like absolutely nobody around me. This is Eiffel Tower. Wow, that's really Eiffel Tower. Bye bye. Vous restez sur Paris? Non, je vais en Roumanie en fait. Juste correspondance. Vous avez un vol ce soir? Non, je vais rester 20 heures en fait dans l'aéroport. Je vais rester dans l'hôtel, je pense. Oui, oui. Vous avez réussi à vous reposer quand même? Oh oui, super. Ouais. Bon, et eh bien, bonne continuation. Merci et au beaucoup. Plaisir, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. The door is closed. I cannot go through. Don't know where to go. Everybody's stuck there. Found a solution. Stop escalators and take the stairs. Guess this one's working. Voilà. Got off the plane, there was a trouble, couldn't, you know, there was some road closed and the escalator was stopped, everybody was stuck in front of stairs, you know, thinking if they should go this way or not. Well, we came up the stairs and here we are at the airport. Now I'm going to check in the hotel and take a shower, and for the moment just take a shower. I don't think I'm gonna go to sleep at Kuma. And to last time when I came from Bucharest and stayed here for 20 hours and stay in the same hotel, they didn't have food, meaning they had only peanuts and chocolate. And therefore, this time, I learned something. I brought food from Japan. I even have drinks, meaning tea. So I'm pretty secure, I don't have to go to hunt for food. Basically, I'm just going to take a shower and sit down on the bed, maybe to start editing, I don't know. Anyway, I'm gonna try to call you anyway. See you at the hotel. The hotel is like right next to it. So I came out from this door and the hotel is this way. What time is it? 3? Half past 3? No, half past 3. Ah, then 4. Because anyways, I have to stay in the hotel till tomorrow. I have nothing to do. But nap I took in the plane, and tonight I'm gonna sleep, so I don't really need a nap. If I take a nap and if I stay awake in the night, that's gonna be horrible. And I'm gonna sleep around like 8, 9, because tomorrow I have to leave before the checkout time.
It's in the morning. It's 9 o'clock in the morning. The plane should be fine. Yeah, I'm gonna check in. Arrive to the hotel. Back here. I just figured out that it's like the this is a good trip. But the thing is, I had a 12 hours flight, right? And then I have a hotel. I can take a shower. I can take a nap, like right after the flight. Because for example, if I live in Paris, then I have to go through the passport checking. I have to take the luggages. I have to go home. I have to unload and then take a shower. But now I can just take a shower right away. I think so. Yeah. I mean, it's easier. So for me, that's like the best way, actually. Oh, anyway, I'm gonna check in. Talk to you later. Papa. Auto service. The men bathroom is out of service. Kata, checked in. Gonna look for the room. Last time was 214 and this time is 216. So I think it's super close to each other. Welcome back, pink room. It looks purple on the camera. To be perfectly honest, I didn't really miss you, but good to be back. This time for real. Because last time I had a 3 hours flight and then I had the hotel, so it was pretty meaningless. Whoa, talking too much. Ash, turn my phone on silent. So last time I said I had a 3 hours flight. So after 3 hours flight, it's pretty meaningless. I have a shower and all this stuff. But this time, it's after 12 hours. And then, now it's meaningful. Because I really, really want to take a shower now. Which I think I'm going to do. After changing the color of this room, because I'm not going to stay pink here. Not green. Ash. Orange. Ah, now it's more relaxing. Got, I'm going to take a shower. Before taking off my shoes, I have my portable slippers. One, and two. Now I can take off my shoes. Got. Then off my jacket. Got, now I'm ready to go to take a shower. Papa, see you later. I'm leaving this room. The bed is not working. Yeah, just so you see. Nothing happens. Bed is flat. Goodbye. Got assigned to 108. This is my new room. Oh, it was already my favorite color here, so that's not a problem. And yes, my bed is working. Now I'm going to take a shower for good. Papa. See this? That's why last time I was confused. They were both going down. That's why I thought I couldn't go up. Bună dimineața!
dimineața! Ia uitați-vă la mine, sunt așa pregătită, aranjată, dis de dimineață, pentru că astăzi mergem să luăm pe domnul Icheda de la aeroport, chiar vine acasă, pentru că doar ce s-a îmbarcat, s-a urcat în avion, a plecat din Paris, deci pe bune, se întoarce, n-a avut nicio dificultate, nu s-a întâmplat nimic, nu i s-a anulat zborul în ultima clipă, știți că asta era grija mea cea mai mare. Closed. Bonjour. Maintenant ça sort les disques. Merci. The first officer is Mr. Jean-Louis de Weber. The person is coming to the airport. We are pleased to welcome you on board. Today, flight time to Paris will be 2 hours and 40 minutes. On arrival, the weather is clear and temperature 5 degrees Celsius for the moment. Și băiatul nostru vine la fetele lui. Noi suntem aproape gata. Eu mai stau un pic aici la laptop. Vreau să răspund la 2 mail-uri, să mai fac ce aveam de făcut astăzi, ca să termin și în cursul zilei de azi să nu mai fac nimic altceva. Cam ăsta e planul. Astăzi stăm împreună, ne bucurăm unii de alții, mai povestim, mai râdem, mai glumim. Nu vreau să mai stau pe telefon sau pe laptop, le țin cât mai departe de mine. Cam ăsta e planul. Să vedem ce facem. Că mergem să-l luăm de la aeroport cu Sergiu, Taiga o să conducă la întoarcere, că așa face mereu. Tot timpul zice, vai ce dor mi-a fost de mașina mea. Și cred că ar trebui să ne oprim și la mall, la Băneasa, să luăm cafea, că n-am ajuns eu să iau sau să dau comandă de Nespresso. Vedem exact după ce vine și domnul Icheda. Mai avem fix o oră până când va trebui să plecăm de acasă. Am dormit foarte bine. Ieri la 10 și jumătate, cred că dormeam deja, ne-am pus în pat pe la 9 și un pic. Am mai stat cu Mira de vorbă, am mai stat puțin pe Instagram, am mai făcut una alta, am lăsat telefonul din mână pe la 10, pe la 10 și jumătate sigur dormeam. Mira a dormit înaintea mea. Da, am dormit bine, nici nu știu când s-a făcut dimineață. M-am trezit inițial la ora 6, cred că am stat cu grijă și mă trezesc, mă uit la ceas, văd că e 6, zic ce fac, mă dau jos din pat, nu mă dau jos din pat. Păi zic, lasă, mai dorm până sună prima alarmă. Și m-am dat jos din pat la 9, m-am machiat, acum îmi beau cea de-a doua cafea și trebuie să încep să mă ocup și de cea mică, să o schimb. Și-a periat ea părul și-a aranjat părul, dar să vedem cu ce ne îmbrăcăm și eu trebuie să mă schimb, că sunt îmbrăcată așa de casă. Bine, că o să merg pe relaxat, până la urmă doar mergem să luăm pe domnul Icheda de la aeroport, dar trebuie să fim foarte drăguțe, nu? Nu-mi vine să cred că se întoarce astăzi, nici nu-mi dau seama când au trecut astea 4 săptămâni, că s-au făcut aproape 4 săptămâni de când a plecat. Mira se uită un pic la televizor, dacă auziți ceva pe fundal e televizorul Mirei, pentru că m-a rugat frumos să-i dau televizor cât își mănâncă budinca și am zis bine, hai, excepție, primești televizor de dimineață. Că de fel dimineața noi stăm împreună, facem teme, avem alt program și televizor primește mai după amiază, mai pe seară, dar astăzi chiar este o excepție, excepție de excepție.
Ok, gata, hai că vă las și ne auzim noi imediat. You're a perfect 11, like on a scale to 10. Now you got just one thing on your mind. So what I gotta say, what I gotta do, just to make you see that I could be the one for you, all you ever need. Girl, you bored, choking myself again with double masks. Just 3 hours. See you there. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent voyage en notre compagnie. Ajută lumina aici în birou. Îmi pun repede șosetele și trebuie să mergem. Îmi iau șosete cu reniu deja. Mă gândesc la Crăciun. Și by the way, vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-ați lăsat la vlogul anterior. Haina s-a dat. Îmi pare rău că n-am avut mai multe de dat. Dar uite, mai facem cadouri așa instant. Vă spun să lăsați comentariu și alegem aleatoriu. N-am avut timp să mă ocup să o împachetez, dar sper să reușesc în seara asta sau mâine și să o trimit până la sfârșitul săptămânii. S-a dat foarte, foarte rapid. Prima fată care mi-a scris a fost pe mail și ei am dat-o. Am adresă, am tot ce-mi trebuie, punem haina într-o folie ca să fie protejată, apoi o băgăm în cutie și o trimitem. Nu sunt multe de făcut, dar uite că am fost așa pe fugă să fac și aia, și aia, și aia și n-am apucat. Hai să vedem dacă e Mira gata, să-mi iau și eu celălalt microfon, era să zic portofel, să-mi pregătesc și geanta, nu știu ce, nu știu de ce stăteam așa, uite că dacă stau în picioare mă vedeți. Ok, nu e bine, sunt agitată, sunt foarte agitată. Să vedem ce haină mi-au, mi-aș lua haina galbenă, ia să o aduc, să o pun pe mine, să vedem dacă merge. Asta e. Cred că se potrivește, nu? Și cu bocancii albi, crem. Ia-mă și în oglindă. Să-mi iau și masca, să-i dau masca fetii și să plecăm, că e târziu. Și ajunge domnul Ikeda înaintea noastră. Nu e ok. Mergem să luăm pe papi! Party, party, party! Vine papi. Care era cântecul lui papi? Pipi, pa, papi, papi. Pa, pa, pa. Nu e papi pa papi pa 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 papi pa 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 papi pa papi pa papi pa 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 pa. Hai cântăm lui papi așa? Da, hai să mergem, hai să ne încălțăm. Wanna get your attention for a second or two. I'm invisible to you. So what I gotta say, what I gotta do, just to make you see that I could be the one for you, all you ever need. Închisă intrarea, să mergi la etajul 1 și am băgat-o și noi aici. Și
58, ateriza la și 35. N-ar trebui să mai dureze foarte mult. Can I have the address? Yeah, because I need to write the declaration. I'll have to choose either hospitalization, quarantine, or isolation as declared address. Let me talk to somebody. Excuse me, my wife is telling me that from Japan I don't need to write the declaration. You must. I must? Yes. Okay. And they put an exception on the declaration. Oh, all right, I understand. All right. Yeah, they put an exception on the declaration. Anyway, I have to fill this paper and then they're gonna put something else. Gonna put your phone number. Today is 25. Gosh. Canepe is. Ah, it's a long one at the bottom. Hello. So it's not the one we draw, no? 9, 10, 11, 12, 13. I have 13 numbers here. Now I can go. Please, ahead. Thank you. Jesse. Okay. I'm gonna call you later. Okay. Thanks. Yeah. Keep up on. Thank you. Hello. Japan. Yes. Zona Verde. Bye-bye. Oh, that's it? Grison. Okay, thanks. Look, there's a door. We've been on and off this is new. I don't know. Oh, it's like in Paris. It's an automatic door. Yeah, cool. Push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this. Can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. I could go for this, no more tricks. We could take things slow. You look like Donald Duck. Say, you think about it too. Like well, let's go out and there's no doubt that I should be with. That I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going. No control. You push me then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. First thing I saw, check tire pressure, and I'm going to check my tire pressure. But this is fine. This is fine. This is fine. Meaning there's no air in the tire, but seems like there is, so it's fine. Are you going in the rot? Da, in the rot. Now we're just waiting for mommy. You saw because mommy's hair is
No, it changed. Oof. Wait, I'm sick because you like it more blonde than like this. You like it? You like it more like this, but Radish likes it more like before, blonde? Yeah, I like blonde. Guys like blonde hair. Why? Because it's a fact. Guys like blonde hair. Cred că nu mi se aude sonorul. Bagaje, trei trolere, trei geamantane. Să vedem cu care începem. Care vrea domnul Icheda? Mai ții minte ce ai în care? Atunci hai începem cu asta. Bine. Ce e asta? O husă. Ah, it's for the... Ah, e husa de la geamantan. Da, nu mă arăt. Ce drăguț! Happy holiday pentru Mira. Astea le păstrăm. Ce avem aici? Vai, chiar că ai 1000 de punguțe. That's from my mother too. Asta e tot de la mama ta? Tot pentru bebe, nu? Ăsta ce e? Pentru telefon. Tale? It's washed. Ah, mi-ai pentru luat masă. Turtleneck! N-ai zis că nu te duci! It was in the vlog. Mi-ai luat turtleneck! Oh, mulțumesc! Am crezut că n-ai mai ajuns, sincer. Ești minunat! Four turtlenecks in tot. 4 mi-ai luat? Uai, mulțumesc! I'm not catching your position. Nu cred. Astea sunt ale tale. Unde le pun? Ți le pui tu. Le pun aici, că e curat, să știi, am spălat și covorul. Da. Proaspăt spălat. Oh, astea toate sunt măști? Da. Tu vorbești serios? Ai nebunit la cap? Ce facem cu atâtea măști? Îmi bagă așa să mă vedești pe mine. Erau sold out peste tot și acum au revenit în stoc și iubitul meu a cumpărat să fie. Ar fi trebuit să aduc eu o cutie. Ah, și mai multe clămuțe de Crăciun. Vai, deci stau aici ca o broscă, stau mega dubios. Dar nu mă vedeți. Ha? Nu prea e bine pus. Nu, că it's gonna be too small otherwise. Da, după aia nu mai văd ce se întâmplă aici. Bine, nu mă mai vedeți pe mine, îmi vedeți doar așa gura. Pita mea a scos, să dăm drumul la un super giveaway cu this măști. This is for guys, so this is for Sergio. Ah, asta e pentru Sergio? Mm-hmm. Ia, poți să-i dai cadou. A, ce-i asta? It's for baby. E pentru mie, e giftul? Da. Astea sunt pentru giveaway, nu? Da. Astea nu vi le arăt că sunt pentru giveaway. Asta e păturica lui bebe, nu? Da. A, cu Curomician, că tot e nebunită după Curomician. Aici? Ai comandat online chestii. Stai să vedem. Band-aid. Mamă, urmai chestii mici pentru Mira. Stai să văd ce e asta. Ce e asta? Giveaway. A, headband. Nu spune, nu spune nimic. Care sunt pentru giveaway, nu le arătăm acum. It can be for baby. Asta ce? This is a gummy. Like a gel. Nu spune. Aici sunt mai multe moși, mai multe nebunii pentru giveaway. It's pretty nice this guy. Da, geanta e în colaborare cu Diesel. E Diesel și Porter. Hai să vă arăt și Diesel geanta. Diesel plus Japanese artist. Diesel în colaborare cu un artist japonez și apoi în colaborare cu Porter. Cam așa ar veni. Și ăsta este printul. Este absolut genială geanta asta și a luat și un ghiozdan. O să-l vedeți imediat. Foarte mult mi-a plăcut. Nu mi-a arătat-o pe moment, dar mi-a arătat-o mai târziu și am zis, oh my god, e genială. Could be the one for you, all you ever need. Girl, you love that life in the fast lane. Sipping cold champagne on a plane. Maybe that's where you belong. Girl, you love that life and you're showing. Can you run the night by yourself? Maybe that's where you belong. Oh, this is the Ghiozdanul de care vă ziceam mai devreme. This is Japanese denim. Asta e geanta mea! Da. A, e mai mică, mă așteptam să fie un pic mai mare. A, da?
Vai, cât e de drăguț! Cel de la Porter, da, și îmi place că are multe compartimente. Mm-hmm. E super drăguț. Și e aurie. Și e materialul meu preferat de la Porter. O să mă vedeți cu ea foarte des. Mai mult ca... Și mai e chestie aici. Asta ce e? That's the one that you didn't see. I didn't even open it, so I don't know how it looks. Serios? Ia să-i vedem. This is a dress. Aaaa! E o fustă! Cool, nu? E super cool! Oh, fustă Beams și Porter, nu? Mhm. Dar crezi că mi-e bună? I don't know this, I don't know. Ce mărime e? That's Porter Pocket. Da, e super tare. Ia stai că mă ridic. Trebuie să văd cum vine. Cât de tare. Ah, e. Great! Bine, bine, perfect. Oh, e super cool. Cred că pot să o strâng un pic. Băi, e pentru tine, nu? A, și cred că pot să o ridic și mai sus, vezi? Dar e prea scurtă, nu? Îmi iese fundul pe aici. Mă gândeam să o pun direct din talie, dar nu. Hai să continuăm cu acest ghiozdan. Avem din nou colaborarea dintre Diesel cu Porter și un artist japonez. Și folosesc denim japonez. Da, e din aceea serie. Lui Taiga când îi se pune pata, îi se pune pata. Ia uite, sunt foarte încărcată. Dar... iubitul meu mai are ceva aici. Pam, pam, pam! Banana bag! Asta e pentru amândoi, nu? Da. Așa, asta e cool. Așa. I love the color. Da, și mie îmi place culoarea. Pa, pa, pa. Eu am văzut surpriza. No. I didn't say anything, no? I saw you didn't say anything. Am văzut mine, surpriza. Unde e, mami? Take it. Yeah. This is my favorite. Oh. Ce ai primit acolo de la papi? Baby LOL. Ia arată-le. Wow. Asta era surpriza și fusta asta îți vine foarte bine. E de la Baba Chan. Hai că nu știu cu ce să încep, la ce să mă uit. Ce e aici? Astea sunt cărțile tale Bicycle pe care le-ai arătat pe cameră. Da. Cu One Piece. Poftim. And that's for you or Inceptor or whoever. Aaaa, yakisoba! 1872 de calorii? Ce naiba! Giga max. Da. Mai pentru it's garlic. Oh, sigur e super bun. What I gotta do just to make you see, to make you see that I could be the one for you. All you ever all you want. Ever. Ai luat până șervețele, nu sunt șervețele, pungi. Oh, ce drăguț. Și șervețele cu moș, mamă, deci ai venit super pregătit de Crăciun și cu Mickey, cu moș. Ce e asta? Special aplicație. Păi, ediție specială. Don't open, open. Bine? Ține ușa, ține ușa, ține. Stai, stai. Yeah, da, mami? Stay here, show, show what? Look, I have the accessories. So, I'm gonna put this in the mouth. E pentru Crăciun. Ediție specială în colaborare cu revista Veri. Lica, ți-am doamne, cât e de frumoasă. I love the box. O vreau pentru mine. Oficial am terminat cu despachetatul, am și pus toate lucrurile cât de cât înapoi la locul lor, nu ne-a ieșit 100%. Avem aici 3 geamantane mari pe care o să le ducem la Văleni, o să le umplu cu cărți și ce mai avem noi în plus prin apartamentul ăsta. V-am zis că ușor, ușor vrem să începem să ne mutăm, să mutăm din lucruri, ca să nu ne fie greu la sfârșit. Ducem din ele cât un pic azi, cât un pic mâine și când o fi să rămână doar lucrurile mai voluminoase, precum televizorul și alte obiecte de aici din casă și ce ar mai fi pentru la sfârșit. Nici nu mai contează că o să vedem atunci, nu știu de ce mă gândesc atât de în viitor, știți cum sunt eu. Acum nu știu ce o să facem, mai stăm un pic, ne mai relaxăm, cred că abia acum putem spune că ne relaxăm după ce am terminat de despachetat, o să-și punem la cale un giveaway, asta undeva prin decembrie, o să fie un giveaway de la mine și de la Taiga, o să pun ce a cumpărat Taiga din Japonia, să știți că eu nu i-am spus absolut nimic, nu i-am zis adu-mi aia, aia și aia pentru giveaway, ci tot ce a cumpărat pentru voi, a cumpărat
pentru că așa a vrut el și așa a simțit și o să cumpăr și eu ceva și o să fie ceva din partea lui și ceva din partea mea și o să facem așa un giveaway de la amândoi și poate o să fie și din partea Mirei dacă ea vrea să deseneze ceva pentru voi. Vedem cum o prindem, că e destul de moody, uneori are chef, alteori n-are chef, știți voi cum sunt copiii și gata, mă simt obosită, cred că se simte în vocea mea că sunt obosită, o să dorm tare bine noaptea asta.